Bun venit, dragi prieteni, la Sănătos, Ieftin și Bun. Astăzi o scurtă rețetă care se poate face foarte rapid. Pate de năut sau hummus, cum ar zice cineva. Iată ingredientele. Dacă ați fiert năutul, 200 de grame de năut, care costă, să zicem, 3 lei, maxim 4 lei, dacă le-ați fiert, da? Năutul ăsta se fierbe cam 3/4 de oră, o oră, după ce l-ați lăsat seara în apă, de seara până dimineața, da? O lămâie, 2 căței de usturoi, soția tolerează mai greu o cantitate mai mare de usturoi, și ulei și puțin bulion, sare, mirodenii după gust, da? Cel mai simplu hummus și cel mai gustos, deci nu stricați hummusul cu alte chestii. Puneți un pic de năut, un cățel de usturoi, iată am luat o răzătoare din asta specială, să punem aici usturoiul. Dacă vă place puțin mai aromat, puteți să folosiți 4 căței de usturoi, cum aș folosi eu, spre exemplu, dar soția zice că e suficient, oricum au avut săraca luni de zile în care n-am mâncat deloc usturoi și nici eu n-aveam voie să mănânc. Acum poate să mănânce și mă bucur că mănâncă măcar atât. Da? Acesta este piele de vină. Avem 2 căței de usturoi, pe unul l-am răzuit, pe răzătoarea mică l-am pus deja în robot. Avem supa de la năut care a fiert 3/4 de oră, o oră. A fost ținut în apă de seara până dimineața. Și dacă e prea solid, lăsăm cu un pic de lichid în care el a fiert, ca să fie totul steril, da? Să fie totul bun. Dacă mai trebuie puțin lichid, o să folosim un pic de lămâie, ulei și puțin bulion, da? Puțin ulei punem, puțin bulion pentru culoare, da? Bulion pe care l-am testat deja. Și stoarcem o lămâie, ca să nu fie semințele acolo, stoarceți în mână sau în altă parte. Iată o sămânță, am prins-o. Punem la robot, cam așa arată, și o să adăugăm puțină sare, ca să fie deja foarte bun. Amestecăm pe tot. Vedem dacă mai trebuie sare. Consistența este excelentă, după cum vedeți. Nu este nici lichidă, nici foarte solidă. Iar acum pregătim un platou, verificăm de sare. Ați reținut că n-am băgat condimente în asta prea mult, decât sare și usturoi. Dragilor, iată cu 10 lei ce se poate face. Ceva minunat pentru toată familia. Năut, un pic de busuioc și niște roșii am pus astăzi, vă dăm așa frumos, să vină postă să mâncați. Vă deja n-am făcut, n-am răbdare și... Nu ceva deosebit. Vă rugăm frumos. Abonați-vă la canalul nostru. Distribuiți această rețetă simplă, foarte simplă și extrem de sănătoasă. Sunt Cornel Darvasan. Ne vedem săptămâna viitoare.